Pe internet există tot felul de aplicații care pretind că știu când și cum vei muri. Dintre acestea, majoritatea sunt inventate pentru distracție și nu au nimic de a face cu astrele. Iată un horoscop care nu știe când o să mori, dar îți poate arăta cum o să mori în funcție de zodia ta. Conform realitatea.ro, Berbec, zodie aventuroasă și plină de inițiative, berbecul își va găsi sfârșitul destul de devreme, din cauza irresponsabilității de care dă dovadă uneori. Nu mai paria cu prietenii că poți sări peste o mașină în flăcări și nu te duce să-ți faci un tatuaj într-un salon dubios dacă ții la viața ta. Taur, lipsa de interes pentru comunicare s-ar putea să le aducă moartea prematură. Cel mai mare risc pentru tauri este să enerveze pe cineva atât de tare încât să-i împingă la crimă. Nativii din Gemeni sunt exact la polul opus de tauri, comunică prea mult. S-ar putea ca Gemenii să-și găsească sfârșitul în urma unei gelozii bolnave a partenerului, sau după ce au fost prinși cu mâța în sac de către un coleg mai instabil psihic. Racii sunt firi sensibile și introvertite, așa că riscă mereu să sufere de depresii. Dacă vă știți mai delicați din fire, încercați să nu disperați de câte ori vedeți o știre teribilă la televizor, astfel riscul de sinucidere sau moarte prin înfometare de tristețe sunt mai reduse. Leul care vrea să fie cel mai tare chiar și după ce floarea vârstei s-a ofilit va fi genul de om care își cumpără o mașină sport în prima clipă în care se simte bătrân și obosit. O mașină sport roșie condusă cu viteză poate aduce însă o moarte violentă și nedemnă. Perfecționistă, fecioara va trăi întreaga viață extrem de concentrată pe detalii. Cum nu acceptă ideea de treabă făcută de mântuială, fecioara va sta peste program și va ignora simptome medicale, cum ar fi o gastrită, dureri în piept sau oboseală cruntă. Balanța va muri cel mai probabil de o boală cardiacă sau de circulație, deoarece toată viața va ține mai mult la confort decât la sănătate. Scorpionii, cei geloși și posesivi, sunt totodată destul de conștienți că viața merită trăită. Să nu vă mire dacă veți sfârși otrăviți într-un restaurant exotic dintr-o țară asiatică unde tocmai vă plimbați cu amantul sau amanta. Deși sunt obișnuiți cu micile accidentări după o viață plină de amintiri periculoase în locuri care mai de mai diverse, de pe glob, săgetătorii vor sfârși căzuți pe stânci, în timp ce escaladau vreun pisc, înecați în vreun râu sălbatic sau chiar mâncați de lei în timpul unui safari nefericit. Capricornii ar putea muri în timpul unui jafarmat, în timp ce își ridicau sau depuneau pensia la bancă. Enervați de toată agitația, capricornii nu vor dori să predea agoniseala, așa că s-ar putea trezi cu un glonț în burtă sau o lovitură fatală la cap. Fie că va fi vorba de un accident domestic când încearcă să usuce părul în baia udă, având grijă să hrănească și cățelul, fie că stă cu orele de vorbă cu o vecină și uite uită botelia deschisă, vărsătorul va muri repede și fără durere, din cauza propriei neatenții. Cel mai probabil, peștii vor muri sacrificându-se pentru a salva o altă viață, un transplant periculos, un accident ciudat sau de Alzheimer. Relatează realitatea.ro